Ștefan Coșoveanu, Janssen Johnson & Johnson România. În primul rând, felicitări pentru parteneriat cât și pentru coaliție. Aș avea două întrebări. Prima întrebare, ce înseamnă constant, de fapt? Cât de des trebuie publicate aceste informații și dacă sunt luate măsuri care să prevadă măsuri pentru cei care nu raportează? Pentru că și în prezent există legislație prin care, de exemplu, furnizorii sunt obligați prin contract să publice pe site-uri și nu se respectă. Și a doua întrebare, în domeniul sănătății, m-ar interesa să știu care este stadiul implementării proiectului în domeniul sănătății. Am văzut pe site că sunt câteva date statistice și care sunt instituțiile publice în momentul acesta care colaborează cu dumneavoastră în domeniul sănătății. Mulțumesc frumos! Ne răspund eu. Cât de des e nevoie pentru setul de date respectiv? E greu de dat așa un termen. Vă dau un exemplu. Dacă public lista spitalelor din România, bănuiesc că nu se modifică în fiecare zi. Deci ideea a fost în dialogul cu Ministerul Sănătății în cazul ăsta să spunem că o revizuim la un anumit interval de timp. În principiu, fiecare set de date ar trebui să fie însoțit de această informație la ce perioadă de timp este actualizat. Tot ca idee vă spun că ne-am concentrat pe seturile de date care se actualizează relativ rar, să zicem, la nivel de o lună sau poate mai mult. Sunt și seturi de date care se actualizează mai repede, dar de ce? Pentru că cred că trebuie și instituțiile să-și facă treburile interne în a crea un mecanism constant de a publica datele. Deci am spus-o și cu alte ocazii, cred că ceea ce facem noi pe partea de OGP este un soi de încălzire pentru ce înseamnă transpunerea directivei. Deci cred că se pregătim, practic, o facem fără o presiune anume legislativă în a deschide date. După momentul transpunerii directivei și intrării în vigoare a noilor legi, probabil că nu va mai fi aceeași. Și atunci, apropo de partea a doua întrebării cu ce facem dacă nu se respectă, în momentul de față, parteneriatul pentru guvernare deschisă e o dorință așa, eu. Nice to have la noi, nu e ceva obligatoriu. Adică nu îi scoatem în piața publică și biciuim încă, dar cred că transpunerea directivei va veni și cu niște instrumente de tipul ăsta. Ca și o observație personală spun, disiparea responsabilității și mai ales a celui care controlează a fost principalul punct de observație al nostru. În ce sens? Dacă spun toate instituțiile din țară au obligația să facă asta, în lipsa unui organism ar trebui să fie un superorganism care să controleze lucrul ăsta, ceea ce e destul de imposibil. Și atunci de asta am militat pentru mecanisme centralizate de lucru. De asta avem un plan, cum spuneam, acel site de transparență.gov.ro în care să centralizeze toate informațiile pe care instituțiile publice le pun obligatoriu la dispoziția cetățenilor. De ce? Pentru că e mult mai ușor de ținut o evidență cine publică și cine nu publică. Și toată lumea, uitându-se într-un singur loc, va fi foarte simplu să spun, uite, X n-a pus informația respectivă sau nu și-a actualizat informația. E mult mai... Și presiunea vine, așa cum și domnul ambasador Van Bozel spunea la începutul prezentării, vine din partea publicului, nu mai vine din partea unui organism creat, superorganism care să controleze. Cred că cel mai bun control este din partea publicului, nu din partea unui organism guvernamental pe zona aceasta a datelor deschise. Da, și noi susținem această idee, adică spiritul noii directivi este un pic altul. Aici se pune accent foarte mare pe solicitare. Deci cel care are nevoie de niște informații
le cere instituției publice respective. El își formulează cererea. Instituția publică analizează dacă acele informații intră în sfera ei de competență, există, le prelucrează și poate să le pună la dispoziție. Deci ne obligă solicitantul să punem la dispoziție informațiile, iar calea de atac este definită. Sigur, nu știu, nu-mi imaginez acum un mecanism prin care noi să aplicăm amenzi sau instituțiilor care nu pun la dispoziție, pentru că există contenciosul administrativ care are exact acest rol. De aceea, cred că ar trebui să privim un pic altfel, adică să punem accent pe solicitant. Dacă îmi permiteți, da, eu vreau să dau chiar răspunsul legislativ la întrebarea care s-a pus și să vă citesc alineator din legea 109, alineator al articolului 6, dacă nu mă înșel, care spune: decizia prin care se soluționează solicitările de reutilizare a documentelor poate fi contestată de solicitant în condițiile legii contenciosului administrativ cu modificările ulterioare. Atât plângerea împotriva deciziei, cât și recursul se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxe de timbru. Întrebarea este dacă acest articol, acest text de lege, este suficient de constrângător la această epocă, dacă îl menținem așa, sau dimpotrivă va trebui să ne gândim la elemente suplimentare de constrângere, astfel încât să avem cu adevărat date deschise. Din păcate nu este. Tocmai asta menționa și Andra în prezentare. Domnul Matei avea o întrebare. Dan Matei, Institutul Național al Patrimoniului. Am două sugestii scurte. Unu, în loc să inventăm un ghid de bune practici, eu sugerez să plagiem brutal, de exemplu, ăla britanic. Nu știu de ce, bănuiesc că majestatea sa regina nu se va supăra prea tare. Și a doua sugestie, domnule secretar de stat, legea dreptului de autor românească e un scandal. Vă rog frumos să o scuturăm foarte tare. Lasă că faptul că există 28 de legi de drept de autor în Uniunea Europeană e o catastrofă, dar, mă rog, asta a fost o paranteză. Sunt câteva chestii în legea asta care ne afectează foarte tare. În ciuda, deja chestia cu dreptul de autor a devenit o nebunie. În ciuda faptului că legea spune undeva că atunci când afirm un fapt, asta nu e o chestie copyrightable. Dacă eu zic că marea bătaie a fost între 1914 și 1918, nu pot să pun copyright pe această chestie. Și totuși, o mulțime de lume începe să zică, stai, domnule, că asta am zis eu, e copyright-ul meu. Fapte. Dar e adevărat că merge un pic mai departe. Aflu încă chestii îngrozitoare. Ca de exemplu, dacă fac fotografia acestei clădiri, n-am voie să o pun să o public dacă nu am acordul arhitectului. Că el are copyright pe... Dar zic, dar e în spațiu public. Degeaba, zice, conform legii, nu știu, mi s-a și spus care articol, așa e. Deci dacă fac fotografie și am făcut fotografie a coloanei fără sfârșit și am pus pe net, sunt infractor. Mai departe, dacă o car cu boi e în domeniul public, fac o fotografie și, sau cineva face o fotografie și zic publico, nu zice că eu, e adevărat că ăla e în domeniul public, dar fotografia e copyright-ul meu. Deci, trebuie inventat o chestie numită reproducere, care e altceva decât fotografia artistică. Mai departe, dacă faptele nu sunt protejate de legea dreptului autor, dar zice textul, da. Deci în fișa mea descriptivă a carului cu boi, dacă muzeograful a pus două fraze acolo la descriere, cele două fraze sunt copyrighted. Și deci eu nu pot să public chestia aia fără acordul lui. Și asta lasă că în majoritatea fișelor mele la descriere scrie semnat stânga-jos cu ochiul. Și asta e copyrighted. Deci, dacă vrem să ieșim cu fața curată din chestia asta, legea numărul 8 trebuie strânsă de cât.
Da, nu știu cine vrea să ia întrebarea asta dificilă. Da, dacă nu, o să încerc eu să-i răspund, domnul. O să încerc eu. Ok, mulțumesc. Acum, cu siguranță că domnul Puchiu ar putea să vină și să spună că modificăm legea mâine, dar nu e mai complicat decât atât. Eu aș menționa faptul că există un raport la nivelul Parlamentului European, făcut de parlamentarul Giulia Reda, care își propune să revizuiască directiva privind drepturile de autor și cum s-a implementat în statele membre. Un raport destul de deschis în a face o serie de modificări care este supus spre dezbatere publică și intră în mai multe rânduri în comisiile Parlamentului European și până în iulie, mi se pare, va fi adoptat. Pot să vă spun de asemenea că planificăm împreună cu Fundația pentru Societate Deschisă să aducem acest raport spre dezbatere publică în România, probabil într-o întâlnire pe 10 martie, în cadrul unei conferințe pe care o numim Educație Deschisă România și dacă vă interesează să participați, urmăriți site-ul sau puteți să ne contactați direct pe mine sau pe Andra. Și acolo avem un panel care va discuta expres chestiuni legate de dreptul de autor și despre modificările propuse, inclusiv cea legată de reproducerea operelor arhitectonice care sunt în domeniul public, pentru că este un subiect sensibil. Nu știu dacă mai vreți mai avea ceva în plus față de ce am spus. Eu doar mă bucurăm că domnul Matei este liber, atât. Glumesc. Cred că e contravenție, nu infracțiune. A făcut o mică greșeală acolo. Nu e nicio problemă. Da, eu cred că oricum Bogdan are mult mai multă experiență decât vine cel puțin în subiect. Și scuturăm orice lege dacă e nevoie, domnul Matei, nu e problemă. Mulțumesc. Avem o întrebare aici în față. Doamna? Mulțumesc. Gabriela Drăgan, Institutul European din România. În primul rând, cred că este chiar foarte bine că suntem aici și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile și cred că este foarte bine, pe de altă parte, să nu pierdem din vedere faptul că toate directivele astea se transpun și ele sunt concepute cu scopul de a face societatea să meargă mai bine. Aveam sentimentul la un moment dat că ne concentrăm foarte mult pe detaliu și pierdem din vedere pădurea. Până la urmă, asta ne interesează. Cum să facem ca guvernarea în România să funcționeze mai bine, să avem acces la date, informațiile să fie publice, datele deschise să fie cât mai prietenoase, pentru că și acum putem avea acces la diferite informații, dar este foarte greu să ajungem la ele. M-am lovit singură de situația asta în care căutam diferite documente pe site-urile ministerelor, știam despre ce document este vorba, știam că trebuie să-l găsesc și foarte greu ajungeam, era ca într-o pădure, ca într-un labirint până reușeam să ajung acolo. Cred că ar trebui, și asta aș vrea să spun, să avem până la urmă în vedere pădurea, nu numai copacii. Și aș zice că directiva asta despre care discutăm astăzi, să încercăm să o vedem nu ca scop în sine, ca un instrument. Până la urmă nu discutăm doar de punerea în aplicarea directivei ca să ne conformăm cu ceva ce ni se cere la nivel european, ci ne dorim pur și simplu să funcționăm mai bine. Și vă spun asta pentru că mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, discutam cu la fel de mult entuziasm despre transpunerea directivei serviciilor și la vremea respectivă, cu la fel de mult entuziasm, am discutat despre o platformă care se numea eguvernare.ro și pe care eu personal am intrat de mai multe ori și ea a fost concepută la vremea respectivă și chiar curioasă dacă mai există sau nu, cu scopul de a-ți permite acces la proceduri, la informații legate de formulare și așa mai departe, punct de contact pe zona asta a serviciilor între marea piață a serviciilor europene și piața serviciilor din România. Era o idee extraordinară, care e bine de văzut ce s-a întâmplat cu ea. Acum ne propunem, înțeleg, prin această nouă directivă, să avem acces direct către informații deschise. Bun, alea erau cu proceduri, cu formulare, aici mă duc și către altceva, înțeleg eu, decât bugete, care oricum erau obligatoriu de pus, înțeleg că sunt alte informații. Ce m-ar interesa pe mine, pentru că momentul respectiv l-am amintit, platforma respectivă, cred eu că de fapt nu prea funcționează. Ceea ce iarăși mai putem constata când căutăm diferite informații este că bazele de date care ar trebui să fie în spatele tuturor acestor informații pe care noi le colegem nu funcționează. Prin urmare, pentru că avem un minister al societății informaționale, cred că dincolo de faptul că discutăm despre procedură, că facem o instituție și o punem să facă nu știu ce, că îi luăm mașini sau că nu îi luăm,
cred că ar trebui să vedem în ce măsură funcționează societatea asta informațională, care sună nemaipomenit. Ori de câte ori vrem să intrăm să luăm informații, ne este foarte greu să ajungem la ele. Deci baza de date în spate nu funcționează. Exemplu cu cardul de sănătate. E foarte bun. Deci cred că ar trebui să ne ridicăm puțin deasupra aspectelor punctuale, care și ele sunt foarte importante, și să vedem până la urmă nu doar instrumentul, ci și obiectivul pe care vrem să-l atingem. Probabil că ar trebui în România să avem o viziune ceva mai clară asupra acestor informații care funcționează acum mai bine sau mai puțin bine sectorial, și să încercăm să vedem dacă n-am putea la un moment dat să depun, nu știu, o cerere și să nu mai depun 10 locuri în paralel. Sau să cer ceva și să nu mai cer din alte 10 locuri același lucru. Asta cred că are directă legătură cu e-guvernare.ro, nu doar cu accesul la informații. Dar zic eu că problemele sunt complementare și ar trebui să le avem în vedere. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă e să rezum întrebarea, era de ce nu merge societatea informațională în România? Eu o să mă limitez să dau un răspuns mai scurt, punctual, referitor la ghișeu.ro, care de fapt transpune directiva servicii. Sigur, ministerul nostru avea responsabilitatea implementării, s-a realizat instrumentul, există o legislație care obligă instituțiile să se înroleze în acel portal sau punct de contact unic. Aici deja avem probleme. Nu știu dacă ministerul este cel care trebuie să oblige instituțiile. Nu cred că instituțiile ar trebui să aibă nevoie de alte impulsuri pentru a furniza date și pentru a respecta legea și pentru a vă pune la dispoziție noastră cetățenilor informațiile de care aveți nevoie. Deci instrumentul este creat, este implementat, este funcțional. Există o legislație care obligă furnizorii de informații să le pună la dispoziție. Aici cred că misiunea noastră se oprește. Da, completez eu cu câteva observații. Cred că, și vorbim la început de schimbarea aceasta de cultură din partea și administrației, dar cred că și a publicului. Doamna Lilian spunea că mecanismul există. Ministerul nu își poate asuma un rol de polițist al aducerii tuturor instituțiilor publice să se conecteze acolo și să se înroleze. Pe de altă parte, e adevărat că nici nu ar trebui să stea neapărat pasiv în sensul ăsta și nu am văzut vreo ieșire publică a oricărui ministru de până acum și mă includ în această zonă publică care n-a făcut un efort. Dar cred, ca și în cazul datelor deschise, că presiunea vine și de la dumneavoastră public. Adică dacă mergeți la primărie și spuneți, dom'le, formularul ăsta, de ce nu-l pui acolo pe site ca să-l iau de acolo? Sau am avut, de exemplu, venit vorbind de petiție, am avut tot soiul de sesizări din partea publicului. De ce când mă duc la primărie cu un formular luat de pe punctul unii de contact, mi se spune că nu e cel bun? Exact genul ăsta de presiune cred că trebuie exercitată din ce în ce mai mult din partea publicului și venit în combinație cu eforturile noastre. Noi facem și cu această ocazie efortul de a le promova, de a promova aceste lucruri pe care le facem. Dacă ele vin în combinație cu cele ale publicului, cred că pot să fie combinația câștigătoare. O mențiune iarăși despre datele deschise la modul general și despre cum nu vedem pădurea de detalii. Cred că, am mai spus, datele deschise sunt importante în primul rând pentru administrație, dincolo de public. Deci pentru noi, a lucra mai bine noi ca administrație, sunt un mijloc foarte important de a schimba informații. În momentul de față se petrece o mulțime de timp ca să facem lucrul ăsta. Ori datele deschise sunt un mijloc foarte la îndemână de a schimba informații mult mai rapid. Mai ales informații care nu necesită un caracter oficial, cum spuneam. Adică dacă îți pun mâna pe telefon și sun la Ministerul Educației să-mi spună câți elevi sunt în clasa a patra, poate să-mi spună cineva pe telefon, nu-mi trebuie. Dar genul ăsta de informații o pot lua și de pe portalul de date deschise. Dau un exemplu. Fără să mai am.
Spuneați de cardul de sănătate. Da, este un efort foarte important și ați văzut modul în care a fost primit de toate părțile. Eu cred că trebuie sprijinit și trebuie sprijinit, știți cum, dacă cei care cred în el nu spun nimic, se aud doar vocile împotriva lui. Eu cred că este un mecanism foarte important. Știu că statul va urmări și va ști, nu știu ce fac. Știe și momentul ăsta dacă vrea, nu asta e problema, dar ideea este dacă ne este un instrument de ajutor, la fel ca și datele deschise, la fel ca și celelalte eforturi. Și cred că, într-adevăr, cred că trebuie să privim scopul pentru care facem tot aceste eforturi, inclusiv transpunerea de directivă, și să ținem cont de spiritul și european și național al acestor reglementări. Cred că dacă reușim împreună asta, cu adevărat facem și o schimbare. O simplă completare aș vrea să fac referitor la punctul de contact unic. Pot să vă spun că noi am depus eforturi pentru implicarea instituțiilor publice, am transmis adrese, asta este ceea ce noi am putut să facem, i-am contactat. Rezultatul nu a fost pe măsura așteptărilor. Acestea au fost mijloacele prin care noi am putut să impulsionăm. S-a observat de la un an la altul o creștere a numărului instituțiilor înrolate. Sigur că da, nu este satisfăcător, dar au existat progrese. Și avem o ultimă întrebare? Doar aș dori doar să adaug un comentariu la ce a spus doamna mai înainte, că are perfectă dreptate și a pus punctul pe ei, că instituțiile, mai ales Ministerul Informaționale, abundă în formă fără fond, în sensul că nu înțelege nevoile unui proiect înainte să se apuce să-l implementeze. Nu își fixează o țintă, ce soluție vrea să rezolve. De fapt, soluția pe care vor să o rezolve este să se poată bate cu pumnul în piept că au rezolvat o soluție, au rezolvat o problemă. Mai mult să adaugi o linie, dacă vreți să spune. N-am prea înțeles care era problema, dar bănuiesc că noastră vă referim la faptul că n-ar trebui să transpunem o directivă sau am înțeles? Nu, vreau să spun că cum e situația actual, adică eu pot să vă spun ca și programator că am avut experiență în arhitectura unui sistem de genul acesta, nu chiar ca acesta, dar mai multor sisteme, și de obicei trebuie înțelese foarte bine cerințele înainte să te apuci, pe când de obicei multe proiecte din Ministerul Societății Informaționale s-au anunțat fără a înțelege exact ce trebuie să rezolve. Pur și simplu, sună bine că hai să facem, hai să dăm tablete, dar nu înțeleg de fapt cum rezolvă problema. Bun, cred că intrăm într-o zonă deja filozofică, da, unde Radu vrea să răspund. Da, nu, am o mențiune poate răutăcioasă, ca să fiu sincer, dar poate că, știți, în proiectele în care a trebuit să le fac publicul sau pentru user, le-au făcut IT-știi, iar în cele în care trebuiau să le fac IT-știi, le-a făcut conducerea, știți, asta e mare diferență, da. Eu cred că o apropiere între zona tehnică și zona de decizie politică trebuie să existe mult mai mult decât în momentul de față. Am asist la diverse discuții pentru că zona de, să zic, direcții de IT sunt apropiate prin natura muncii. Și cele mai mari plângeri sunt exact în zona asta, că nu sunt ascultați. Pe de altă parte, am avut diverse exemple în care, atunci când au fost ascultați, și pot să dau exemple de aplicații pe care le folosiți zi de zi, n-au ținut cont de public, ci au ținut cont de cum lucrează el ca programator acolo. El înțelege foarte bine aplicația. Dacă îl suni și spune exact unde să te duci, cum să faci, știe tot. Dar omul ăla de la care interacționează cu ea pe internet nu înțelege, nu e intuitiv, îmi pare rău, asta e. Și o spui și spune, nu e adevărat, nu înțelege lumea. Așa este, dar v-ați consultat vreodată pe subiectul ăsta? Cred că o apropiere între cele două leere va fi critică în perioada ce urmează ca să dezvoltăm aplicații ținând cont de cetățean în primul rând. Deci asta e o schimbare majoră și aici aveți perfectă dreptate. Nu neapărat că noi le bifăm ca să le facem, ci că de multe ori
din vari motive, ele ajung să nu fie folosite. Dar asta nu e problema numai noastră, să știți. Este o problemă la nivel internațional și cred că și Marea Britanie poate să spună efortele lor sunt dirijate tocmai în acest sens, pentru că s-a investit foarte mult în proiecte de e-government care nu sunt folosite și există un cost foarte mare asociat unui serviciu care nu este folosit de către public. Și cred că putem să învățăm inclusiv din lecțiile de genul ăsta. Mulțumesc, profit de acest răspuns pentru a face două anunțuri. Unul că ne întâlnim regulat în cadrul clubului OGP, care este găzduit de către Departamentul de Servicii de Online și Design, în care avem și programatori și reprezentanții administrației publice și reprezentanții societății civile pentru a discuta diverse aspecte și departamentul este deschis în a primi noi propuneri, dacă aveți chestiuni concrete care le putem discuta. Și al doilea lucru, iarăși o chestiune concretă, puteți să vedeți în partea dreaptă a tablei, dacă cumva nu știați, că mâine și poimâine are loc și un hackathon la ASE. Deci dacă aveți chef nu doar să discutăm despre date, ci și să vă puneți degețelele un pic la muncă, indiferent dacă sunteți sau nu programatori, vă așteptăm mâine dimineață de la ora 10. Cu aceasta se încheie acest panel. Mulțumesc frumos să participați. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați fost atât de activ și luăm o pauză de cafea pentru 15 minute.